Judecătorii ruși au condamnat la 15 ani de închisoare pe Karina Țurcan, fostul top manager al companiei Interau. Aceasta a fost găsită vinovată de spionaj în favoarea Moldovei. Avocatul acestei a anunțat că va contesta decizia. Procurorii au solicitat condamnarea Carinei Țurcan la 18 ani de închisoare, în timp ce apărarea a cerut eliberarea acesteia. Cazul a fost examinat în regim închis, întrucât materialele ar fi secrete. Carina Țurcan a fost reținută în 2018. Potrivit acuzării din 2004, aceasta ar fi colaborat cu serviciile speciale din Moldova, iar în 2015 ar fi transmis un proiect secret elaborat de Ministerul Energeticii din Rusia, iar în schimb ar fi primit bani. Țurcan și avocații să-i resping acuzațiile și insistă că probele ar fi fost falsificate, iar acuzarea nu este corectă. Aceasta s-ar fi bazat pe depoziția unui martor secret pe ancheta Serviciilor Secrete Moldovenești, unde datele ar coincide cu cele prezentate de Țurcan.